Natalia stătea la computer de dimineață. Nu se grăbea nicăieri, lucra la firma tatălui ei. Trebuia să pună în ordine hârtiile, să ofere ajutorul posibil directorului. Când nu avea de lucru, adesea era lăsată să plece acasă. Multe fete i-ar fi invidiat, cărora le trebuia să stea la birou până la 18.00 sau chiar să rămână la lucru câteva ore în plus. Natalia nu avea această problemă, tatăl ei era proprietarul companiei. Toți știau despre asta și se comportau cu fata loial. Divertismentul preferat al Nataliei era să stea pe site-ul de întâlniri. Acolo își făcuse două prietene, iar de curând obținuse statutul de utilizator VIP. Un lucru mărunt, dar plăcut. Era ora 16.32 când a primit un nou mesaj de la un tânăr necunoscut. În acel moment, Natalia se dusese în bucătărie după o ceașcă de ceai aromat. În bucătărie a auzit notificarea sonoră, dar a gândit că i-a scris una dintre prietene. Nici o problemă, așteaptă, s-a gândit Natalia. S-a întors, s-a așezat la masă, ceașca de ceai opuse în dreapta. Cu interes, fata a deschis mesajul primit și a văzut fotografia unui tânăr. Salut, hai să vorbim, scria în mesaj. Nataliei îi era plictisitor, așa că a răspuns cu plăcere hai. În acest timp, fata examina cu interes profilul noului interlocutor. În fotografie era un tânăr cu o constituție sportivă. În profil era numele Vlad. Ea l-a întrebat pe interlocutor: Asta e numele tău real? Da, a răspuns el imediat. Au vorbit cam o oră. Fata l-a întrebat pe băiat cu ce se ocupă. Vlad a spus că lucrează în departamentul ital unei companii comerciale. Potrivit declarațiilor interlocutorului, nu a avut niciodată soție și copii. A servit în armată pe durata serviciului militar obligatoriu, apoi a rămas pe contract pentru câțiva ani în trupele de frontieră. Până la urmă a decis să se întoarcă și să continue să lucreze în civilie, să-și ajute părinții. Mama și tatăl, oameni de profesii simple. Tatăl lucrează ca șofer de camion, mama ca profesor în școală. Inițial, Natalia nu s-a grăbit să dezvăluie toate detaliile a spus că lucrează ca asistent manager într-o companie care se ocupă cu producția și vânzarea de mobilier. Dar nu a spus că este compania tatălui ei. Ziua a trecut captivant. Fata nici nu a observat cum a venit seara. Era ora 23.05. Deja voia să doarmă, mâine trebuia să se trezească de vreme. Deși la compania tatălui ei era tratată cu loialitate, ea venea întotdeauna la timp. Era un semn de respect față de părintele ei, care i-a asigurat o existență fără griji. A doua zi, fata a venit la muncă inspirată. În pauza de prânz, tatăl ei a chemat-o în biroul lui. A observat schimbările din starea ei de spirit și a întrebat-o ce o inspira atât de mult dimineața. Pur și simplu o dispoziție bună. Am pornit cu piciorul drept, tată, a răspuns fata. Bine, dacă nu vrei să vorbești, nu e nevoie. Ei bine, e bine. Cum sunt lucrurile cu documentele pentru noul nostru client? Aproape gata, le voi aduce în câteva ore. Natalia s-a întors la treburile ei de serviciu. Nu mai avea multe, dar gândul lui era tot la noul cunoscut. Abia aștepta să se întoarcă acasă și să continue conversația. La serviciu nu folosea site-ul de întâlniri. Nu avea timp, și dacă apărea, fata cerea permisiunea și pleca acasă. Fără a avea nevoie, tatăl ei, care era și șeful ei, nu o reținea. Întorcându-se de la serviciu, fata și-a spălat mâinile și a alergat la computer. L-a pornit. A deschis site-ul de întâlniri. Acolo deja erau două mesaje primite. Unul de la o prietenă, iar celălalt de la Vlad. Prietena a scris că în weekend merge la un eveniment care va avea loc în clubul N. Nataliei nu-i prea ardea să meargă acolo, se gândea să-și petreacă acest weekend acasă, să vorbească cu Vlad. I-a răspuns prietenei că nu va putea merge la club. În cele din urmă a deschis mesajul de la noul ei cunoscut. El a scris, salut, ce faci dimineața, vei fi online, scrie. Ea a răspuns imediat, era la muncă, plictiseală. Și a trimis un mesaj, după un minut a venit răspunsul. La muncă e adesea așa, ascultă, o să-ți spun o poveste amuzantă care mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Și Vlad a povestit despre cum a urcat într-un taxi care nu era al lui. A comandat o mașină la clădirea de birouri, dar dintr-o coincidență au ajuns acolo două mașini identice. Vlad nu s-a uitat la număr și a urcat în taxi, doar pe jumătatea drumului s-a dovedit că nu era mașina corectă. A trebuit să se întoarcă. Natalia a fost foarte amuzată de această poveste. Așa au comunicat ei pe net o lună întreagă, vlad povestea despre munca lui. Povestiri aparent plictisitoare despre cum a căzut serverul sau cum au comandat un computer nou directorului comercial. Dar tânărul avea în mod clar carismă și poveștile plictisitoare în interpretarea lui deveneau aventuri distractive. O banală achiziție de computer se transforma într-un adevărat quest, iar căderea serverului devenea un bestseller la scară locală. Într-o zi Natalia nu a mai rezistat și a scăpat că firma la care lucra aparținea tatălui ei. Deci ești o fiță, a glumit Vlad. Dă-o încolo, nu mă face să mă simt jenată, a răspuns timid fata. Ce e de jenat? E bine când ai un astfel de tată, un bărbat puternic și un sprijin real pentru familie. Trebuie să fii mândră, nu jenată. Chiar vorbești serios acum? Desigur. Mulțumesc! Ascultă, de mult timp comunicăm, poate ne întâlnim un weekend. Ne primbăm, stăm de vorbă, ne așezăm undeva. Pentru Natalia asta a fost neașteptat. Ea de mult timp nu se mai întâlnise cu nimeni. A avut odată un prieten, dar s-au văzut doar pe scurt. Apoi ea a descoperit că el avea o altă fată a văzut întâmplător în parc. Nu a tras de timp și i-a spus prietenului totul așa cum era. I-a povestit că i-a văzut în parc și i-a spus că dacă ea nu-i place, atunci e mai bine să nu se mai întâlnească. Băiatul a fost de acord cu ideea asta. Și de atunci doar se salutau când se vedeau pe stradă sau în locuri publice. Dar la propunerea lui Vlad, Natalia a răspuns afirmativ. Și iată că a sosit ziua de weekend mult așteptată. Fata s-a matiat, s-a îmbrăcat cu o rochie nouă și a luat geanta și a mers în parc. Acolo au convenit să se întâlnească cu Vlad. Natalia avea îndoiel că tânărul arată exact ca în fotografia din rețea. Ea adesea auzea povești de la colegi și cunoscuți că oamenii pun fotografii ale altor persoane în profil sau le editează în programe de prelucrare grafică pentru a părea mai bine. În final, în fotografie apare o fată impresionantă sau un tânăr bine aranjat, dar în realitate arată diferit. Dar Vlad nu a dezamăgit-o, când el a apărut la orizont, Natalia l-a recunoscut imediat pe omul din avatarul profilului său. Era un tip cu constituție sportivă, cu părul întunecat și ochii căprui. El de asemenea a recunoscut-o pe Natalia, s-a apropiat și a salutat-o. Ei bine, bună ziua, Regina a Frumuseții! dă un încolo, încetează, s-a îmbujorat fata Unde mergem? Nici nu știu Vrei să te plimbi? Da Hai, știu un loc interesant pe aici Ei au mers către promenadă, unde era multă lume Era o zi de vară, vremea era caldă, dar fără căldura arzătoare Tinerii mergeau și conversau într-un mod relaxat Natalia povestea despre colegii ei de la muncă cel mai mult în amintirile ei apărea analistul Serghei, care chiar a încercat să o curteze, dar fără succes. Fata a spus că e un băiat bun, dar nu pe gustul ei și cumva plictisitor. Vlad a dus-o pe fată în acea parte a promenadei unde era liniște. În apă înotau rațele. Aproape că nu era nimeni pe acolo. S-au așezat pe o bancă și au continuat să converseze. După 40 de minute, tânărul a propus. Poate mergem până la restaurant și luăm ceva de ronțăit. E un loc bun pe aici, eu frecventez des. Nu mă opun, a răspuns fata. Ei s-au îndreptat către restaurant. Aici era liniștit și calm, sala era decorată în stil balcanic. Vlad a făcut comanda, apoi a întrebat-o pe fată ce va dori ea. Natalia a ales câteva feluri de mâncare. Tânărul i-a sugerat un desert delicios. Fata a fost de acord. Ei au luat prânzul, Vlad a plătit comanda. Inițial, Natalia s-a opus, a propus să împartă plata pe jumătate, dar tânărul a insistat și... În cele din urmă, ea a cedat. I-a făcut plăcere să fie atât de bine îngrijită. Vlad era foarte diferit de caracter față de fostul ei prieten. Părea mai hotărât, mai decisiv, cu el era interesant, dar fata nu se grăbea să tragă concluzii. Ei au plimbat prin oraș până s-a făcut seară. Apoi Vlad a întrebat-o pe fată cu ce se ocupă în timpul liber de la muncă. Natalia a povestit despre clubul ne că ea este acolo periodic, are acolo cunoștințe și prietene. Vlad atunci a propus, hai să mergem chiar acum acolo. Nu știu, s-a rușinat fata. De ce nu poate întâlnim pe acolo prietenele tale să roadă unghiile de invidie? Natalia a râs cu voce tare și au plecat. La club era muzică dinamică. Tinerii au intrat și s-au îndreptat spre bar. O prietena a Nataliei era într-adevăr acolo. Ea a văzut o pe fată cu Vlad și aproape s-a înecat cu băutura. Prietena se numea Iulia, ea s-a îndreptat spre ei energic. Bună, draga mea, dar cineva nu avea de gând să vină în club astăzi. Salut, Iulia, hai să te cunosc, acesta este Vlad, iar aceasta este Iulia, prietena mea. Salut, foarte plăcut! Reciproc! Iulia l-a privit pe tânăr cu admirație și invidie sinceră. Vlad a observat asta și a zâmbit. Așa că tu ești vinovată că am trebuit să mă plictisesc singura aici, a glumit Iulia. Fete, hai să dansăm, a propus Vlad. Și toți trei s-au dus la ringul de dans. Vlad s-a dovedit a fi un dansator iscusit. Mișcările lui i-au extaziat pe fete. Ei s-au mișcat pentru câteva piese. Prima care s-a dat bătută a fost Iulia. Fete, băieți, nu mai pot, trebuie să mă odihnesc și să beau ceva. Nu te super pentru o pauză, a întrebat Vlad pe Natalia. Nu, hai să stăm jos. Tinerii s-au dus la o masă. Acum deja prietena Nataliei a început să îl întrebe pe Vlad cu ardoare despre ce face el, cum s-au cunoscut cu Natalia. Tânărul a povestit tot fără ascunzișuri. Atunci Iulia a întrebat: Deci v-ați cunoscut pe acel site? Eu verific regulat profilurile și nu te-am văzut acolo. Sunt pe site de curând. Și imediat ai găsit-o pe Natalia. Ai avut noroc. Exact, ea este o fată sociabilă, îmi place asta. Natalia stătea rușinată. Vlad vedea asta și zâmbea. Tinerii s-au distrat la maxim în clubul ne, aici domnea întotdeauna au o atmosferă liniștită. Serviciul de securitate era foarte atent. Proprietarul localului menținea totul la un nivel înalt. De aceea se aduna aici un public solid. În principal era clasa medie, proprietarii de afaceri, oameni care știau cum să facă bani. Până la închiderea clubului mai era o oră. Natalia a anunțat că se pregătește să plece încet acasă. Prietena a întrebat-o, de ce te grăbești să stăm până la sfârșit? Nu, apoi toți vor pleca deodată acasă, nu vei putea să te strecoare pe la ieșire. A răspuns Natalia. Ei bine, cum știi tu, dar tu, Vlad, ce spui? Eu, de fapt, o voi susține pe partenera mea. Acum putem ieși confortabil. Mai târziu nu va mai fi această oportunitate. Da, vă înțelegeți între voi, a glumit Iulia. Tinerii au zâmbit. Vlad a chemat un taxi, întrebând în prealabil pe cine și unde să ducă. Mașina a sosit. Tinerii au ieșit. Au luat loc pe scaunul din spate. Vlad i-a spus șoferului prima adresă, unde trebuiau să o lase pe Iulia. Tania a început să se certe, deoarece locuia mai aproape de club. După ce au ajuns la casa ei, i-a urat tuturor noapte bună și a plecat. Tinerii au mers la următoarea adresă, casa Nataliei. Vlad a plătit șoferul și a coborât împreună cu fata. Și tu nu trebuie să mergi acasă. Te conduc și apoi mă plim pe jos, nu e departe. Totuși, e deja târziu. Dar e aici aproape, doar la 3-4 străzi distanță. Bine, a fost de acord fata. Ei au mers pe trotuar spre casa Nataliei. Fata i povestea povești amuzante despre ea și prietena ei Iulia și Vlad Brusca a întrebat, voi doar în două mergeți în clubul ne. Domnule, și de ce vă interesează? a întrebat fata cu cochetărie. Ei bine, pur și simplu am mulți prieteni și colegi pe care trebuie să-i căsătoresc, a răspuns Vlad. Natalia a râs. Ea a spus că de obicei merg în clubul ne în patru. Doar că acum e perioada concediilor. Celelalte prietene au plecat în vacanță. Vlad a întrebat, iar tu nu mergi să te odihnești. Nu am cu cine și singură nu-mi place. Trebuie să schimbăm asta. Natalia a zâmbit jenată. Așa, pe parcursul conversației, nici nu au observat cum au ajuns la casa fetei. Și Vlad glumind a întrebat, nu mă inviți la un ceai. Aș invita cu plăcere, dar tata nu va fi încântat, a glumit fata. Deci locuiești cu șeful doar în doi, ca o adevărată asistentă, a spus în glumă Vlad și s-a uitat la fată. Natalia a râs. Apoi tânărul a condus-o până la poartă. Era o casă păzită în partea centrală a orașului. Natalia s-a îndreptat către intrare. Ea s-a uitat înapoi de câteva ori și a făcut cu mâna lui Vlad. El a așteptat liniștit până când ea a intrat în clădire și apoi s-a îndreptat spre casă. Perioada de curtare cu flori și dulciurile. A doua zi, fata s-a trezit din cauza apelului noului ei cunoscut. Seara au schimbat numerele de telefon în club. Ea a răspuns somoros la telefon. Da, cine e? Cel care a ghicit ieri că lucrezi și locuiești cu șeful, a glumit Vlad. Se întâmplă, a răspuns la fel de glumeț Natalia. Ce vei face astăzi? Nu știu, încă ceva. Hai să mergem la expoziția de pisici. S-a deschis vineri, este în centrul comercial. Va fi deschis încă trei zile. Trebuie să mergem neapărat astăzi. Fata tocmai voia să spună că ar mai dormi puțin. Poate să meargă după prânz, dar nu a apucat. Vlada a depășit voi veni la casa ta în jumătate de oră, fi gata. Cum, așa de repede? Și nu protesta, altfel va trebui să vin la tine și să te ajut să te îmbraci. Gluma asta are vigorat-o pe fată. Ea a înțeles că nu poate scapă și a început să se pregătească. Apoi Vlad a venit, ea s-a urcat în mașina lui și tinerii s-au îndreptat spre centrul comercial. Expoziția de pisici a stârnit un adevărat entuziasm la fată. Aici au fost adunate rase interesante. Vlad i-a propus Nataliei să-i dăruiască un pisoi, dar aceasta a refuzat categoric. Ea a spus că nu știe să aibă grijă de animale, uneori dispare pur și simplu la muncă. Atunci tânărul a spus mie îmi vei spune, eu voi veni, îl voi hrăni. Mă voi gândi, a spus în glumă Natalia și a zâmbit. După expoziția de pisici, tinerii s-au plimbat prin oraș. Vlad și-a lăsat mașina în centru, în parcare iar după plimbare s-au întors și s a urcat în mașină. Tânărul era un șofer iscusit. Se simțea imediat. Natalia a observat și asta și a întrebat și unde a învățat să conduce așa de bine. În armată m-au învățat, a spus Vlad. Iar tatăl meu are șofer. Atâtea ani la volan, dar când se urcă în mașină, pare că abia și-a luat permisul. De ce atunci tatăl tău nu-l concediază? Nu știu, îi place ceva la el, nu pune întrebări inutile. Îndeplinește toate sarcinile. Chiar poate să cânte o melodie dacă îi ceri. Natalia a râs. Tinerii au făcut o plimbare prin oraș, iar apoi Vlada a dus-o pe fata acasă. A doua zi fata avea puțin de lucru și a cerut să plece mai devreme. Natalia a venit acasă, a pornit computerul și a intrat pe profilul ei de pe site-ul de întâlniri. Acolo erau deja opt mesaje noi de la prietena ei. Iulia întreba cum Natalia și-a petrecut duminica cu Vlad, ce au făcut și așa mai departe. Dar fata nu i-a răspuns duminică. Așa că ultimul mesaj a fost scrie măcar ceva, când vei fi online, mor de curiozitate. Natalia i-a scris prietenei că au fost la expoziția de pisici și că a fost interesant. Pe site era și un mesaj de la Vlad. El a trimis o carte poștală cu semnătura Nu te plictisi la muncă. Natalia i-a răspuns cu un zâmbet. La câteva minute a venit răspunsul de la Vlad. El a scris cum, ești deja acasă. Natalia a răspuns da. Unora chiar le merge bine. Da, sunt așa de norocoasă. Iar eu abia peste trei ore termin de lucrat. Îmi pare rău pentru tine. Ce faci de seară? Nimic. Atunci, după muncă, o să trec pe la tine, să nu facem nimic împreună. Natalia a zâmbit, dar a fost de acord. Apoi a trecut la conversația cu prietena ei pentru că Iulia a intrat pe site. Ea a întrebat despre ziua de duminică, despre cum au petrecut timpul ea și Vlad. Apoi prietena Nataliei a întrebat-o. Ce crezi, e ceva serios între voi? Nu știu, abia ne-am cunoscut. Dar îți place de el? Oh, da, Vlad este un tânăr interesant. El chiar și lucrurile simple le povestește interesant. Blestemate să fie unele norocoase. Unde să găsesc și eu un asemenea bărbat? Ascultă, poate îl întreb pe iubitul tău: Are prieteni singuri? Are, spune că destui. Natalia a trimis un emoji râzând. Așa direct ți-a spus. Da, el a întrebat cu cine merg în clubul ne și dacă mai am și alte prietene. Poate te testa să vadă dacă ești sinceră. A crezut că vei spune că mergi acolo cu un coleg sau cu un băiat. Iulia a trimis un emoji arătând limba. Hai că glumești, noi ne știm de mai puțin de o lună. Dar știi cum sunt bărbații, foarte posesivi. Natalia i-a trimis Iuliei un emoji râzând. Prietenele au mai vorbit puțin timp. Apoi a venit un mesaj de la Vlad. Fi gata în jumătate de oră, plec acum. Natalia și-a luat rămas bun de la prietenă și s-a pregătit pentru întâlnirea cu Vlad. Prima conversație cu tatăl. Vlad a venit la ea cu un buchet mare de flori. Natalia a deschis ușa și l-a întâmpinat. Fata zâmbea timid. Vlad a întrebat în glumă dacă poate să intre. Ea a dat din cap cochet. Vlad s-a dezbrăcat și a intrat. Natalia l-a chemat la masă. Totul era pregătit pentru ceai. Tinerii au vorbit aproximativ o oră și jumătate. Apoi au auzit sunetul ușii deschizându-se. E tata, a spus fata. Trebuie să mă pregătesc să plec, a precizat Vlad. Stai puțin, l-a rugat timid Natalia. Bărbatul a intrat, i-a văzut pe fica sa în compania unui tânăr bărbat. El a privit obosit și i-a salutat. Bună seara. Bună seara, tată, a spus Natalia. Bună seara, a spus Calm dar cu încredere Vlad. Tatăl fetei s-a apropiat de tineri și s-a prezentat noului prieten al fiicei sale. Andrei. Vlad, bărbații și-au strâns mâinile. Apoi Vlad a menționat că probabil ar trebui să plece. Bărbatul l-a oprit. Stai, am niște treabă de făcut și apoi plec. Nu vreau să vă deranjez. Nu deranjați. Da, bine, totul e în regulă, nu mă luați în seamă. Bărbatul s-a dus în altă cameră. Vlad și Natalia s-au privit unul pe altul. Natalia a zâmbit încet și a ridicat cochet din umeri. Ei au mai stat jumătate de oră, apoi Vlad s-a pregătit și a plecat. După aproximativ 20 de minute, tatăl a intrat în cameră. Mi-ai fi spus că vin oaspeți, aș fi pregătit ceva interesant. Totul a fost spontan, Vlad a trecut pe aici imediat după muncă. De cât timp vă întâlniți? De curând, nici o lună nu e și ce pot să spui despre el? Pare un tânăr decent, lucrează în departamentul ital unei companii. Am auzit de acea companie, poate îl atragem la noi. Andrei a făcut cu ochiul. Ei, tată? Bine, bine, dar dacă da, să știi că și noi avem nevoie de bune aitiști. Dacă va veni vorba despre asta, neapărat să-i spui. Ohoho, Natalia a zâmbit. Bărbatul a cinat, a băut ceai cu dulciuri și s-a pregătit de somn. Natalia, de asemenea, s-a dus la culcare, trebuia să se trezească pentru muncă mâine. Ea s-a dus la computer ca să-l închidă, acolo deja era un mesaj de la Vlad. Ce a zis tata? Vrea să te atragă la compania noastră, emoji râzând. Gata, îi voi spune șefului că am găsit un nou loc de muncă, să mărească salariul. Natalia a trimis încă un emoji și a urat noapte bună. Ea a ieșit de pe site și a închis computerul. Fata nu a putut să adoarmă timp de aproximativ 40 de minute, gândindu-se la relația ei cu Vlad. Nu voia să facă planuri grandioase. Pe de o parte, își dorea fericirea feminină, 30 de ani erau aproape și totuși nu avusese până acum nici măcar un prieten. Pe de altă parte, se temea să se gândească la ceva, doar să nu strice ceva, pentru că totul începea atât de bine. Ziua de naștere a lui Vlad Au trecut câteva zile. Natalia și Vlad comunicaseră pe site, se plimbaseră seara, petrecuseră weekendurile vesel. Într-o zi, Vlad i-a scris că are ziua de naștere la sfârșitul săptămânii. Natalia a venit de la muncă, a intrat pe site și a văzut mesajul. Poi mâine este ziua mea de naștere. Te invit să sărbătorim acest eveniment. Ne vom aduna seara la ora ora 19. Te voi prezenta prietenilor și părinților mei. Natalia a răspuns că se simte stânjenită. Curând Vlad a intrat online și a răspuns. Va trece, mai ales după ce vei cunoaște mama. A venit ziua când trebuia să meargă la ziua de naștere a lui Vlad. Fata se gândea ce să-i dăruiască tânărului. Nu avea experiență în aceste lucruri și a decis să ceară sfatul tatălui ei. Am eu un lucru, am cumpărat-o într-un magazin. Fi bună, ți-o dau ție, o vei da lui Vlad. Mulțumesc, tată, fata s-a încurcat. Ei bine, ce să nu fac pentru fiica iubită? Bărbatul a zâmbit. Acel lucru era un talisman african vechi. Tatăl Nataliei l-a cumpărat de la un colecționar. Era un lucru scump și exclusivist. Vlad a fost încântat. A pus cadoul în cel mai vizibil loc, în centru, pe suprafața comodei. Natalia a fost foarte fericită că i-a plăcut cadoul. La sărbătoare, pe lângă părinți, au fost și prietenii lui Vlad. Acesta este prietenul și colegul său Anton, Serghei și Irina. Când toți s-au așezat la masă, Vlad a prezentat-o pe Natalia oaspeților, apoi a început să o prezinte pe fată cu mediul său înconjurător. Aceasta este mama mea, Ana. Ea este foarte bună și sufletească și gătește delicios. Oh, laso, Ana s-a încurcat. Tatăl meu, Alexei, este cinstit și drept. Acesta este Anton. Am servit împreună, de atunci comunicăm, ne întâlnim, ne vizităm unul pe altul de sărbători. Serghei și Irina am crescut toți în aceeași curte. Irina a aruncat o privire asupra Nataliei. După prezentare, toți s-au așezat la masă. Au fost toasturi, cadouri, veselie festivă. Apoi Vlad a scos o chitară și a cântat câteva cântece. Natalia a fost surprinsă. Se pare că ai atât de multe talente. Și eu pot să brodez cu crucea. Natalia a râs. Oaspeții au mâncat delicioasele feluri de mâncare pregătite de Ana. Nataliei i s-a părut că Irina o privește cu neîncredere. Vlad a propus brusc. Poate dansăm? Asta e treaba, a sprijinit Anton. Suntem pentru, a spus Irina. Mă duc să pregătesc ceaiul, a spus Ana. Alexei a stat, a tăcut și a zâmbit privind tinerii. După ce au jucat câteva piese, a început să cânte muzică lentă. Anton s-a apropiat de Natalia și Vlad și a spus: Permiteți, domnule, să vă fur prietena pentru un minut. Ei bine, doar pentru un minut, a glumit Vlad. Natalia și Anton au dansat un dans lent. Anton a început conversația. Ce părere ai despre Vlad? Băiat bun, cel mai bun băiat. Nu voi obiecta, doar că Irina mă privește cumva ciudat. Nimic ciudat, ea este fosta iubită a lui Vlad. Așa este. Dar nu ți-am spus nimic. Notat. Oaspeții au început să se așeze încet la masă. Vlad a făcut muzica mai încet. Ana deja adusese copturi, dulciuri și ceai. Toți au început să se ocupe de desert, plăcinte și prăjituri. După alte câteva ore, toți au început să plece acasă. Primii care au plecat au fost Serghei și Irina. Ei s-au despărțit, l-au mulțumit pe sărbătorit, i-au dorit toate cele bune. Vlad a condus oaspeții. Anton a mai stat vreo 15 minute și apoi a început să se pregătească. Hai să te conducem, să ne aerisim în același timp. Tinerii au ieșit pe stradă. Era deja târziu. Vlad și Natalia stăteau la masă. El a spus: Dacă vrei, poți rămâne. Sau te temi de mine? Vlad a făcut o grimasă în glumă. Mă descurc cumva, a râs Natalia. Doar tatălui trebuie să-i dau un telefon, altfel o să se îngrijoreze. Fata a format numărul tatălui. Andrei a ascultat-o calm pe fiică. Apoi a zis, ești adult, tu decizi. Principalul este să nu întârzi la muncă luni. Mulțumesc, tata, a răspuns rușinată Natalia. Ți-a plăcut cadoul. A fost cel mai bun, îți mulțumesc mult! Sănătate! Bine, închid! Trebuie să mă uit la niște rapoarte de muncă și să dorm. Fata și-a luat rămas bun de la tată și a închis comunicarea. Ea și Vlad au stat de vorbă mult timp după aceea. Apoi el a îmbrățișat-o și a sărutat-o. Natalia a simțit o plăcută emoție în tot corpul. Dimineața, Natalia s-a trezit în patul lui Vlad. El nu era lângă ea, dar se auzea că cineva era în bucătărie. Natalia s-a ridicat, s-a îmbrăcat și a ieșit încet în bucătărie. Acolo stătea Vlad și pregătea micul dejun. Ei bine, te-ai trezit, regina frumuseții. Lasă, a spus rușinată fata. Vei lua micul dejun. Desigur. Ceai sau cafea? Pot să iau cafea. Trebuie, pentru că e ora 10 și încă dormim. Natalia a zâmbit. În primele minute ale micului dejun, tinerii au stat și au tăcut, privindu-se unul pe altul. Apoi, Vlad a început să facă grimase amuzante, iar fata i-a răspuns cu un zâmbet. După aceea, tinerii s-au adunat și au mers să se plimbe în parc. A doua conversație cu tatăl Nataliei. Era miercuri. Natalia lucra la birou, sortând documente. Vlad promisese să treacă să o ia. Fata a terminat mai devreme și tânărul bărbat era acasă după prânz. Avea nevoie să cumpere echipament și să-l aducă la birou. Deoarece nu era mult de lucru, șeful l-a lăsat să plece acasă. Natalia a terminat și l-a sunat pe el Vlad a spus că va veni în 30 de minute. A ajuns la birou exact la timp. Natalia a ieșit și s-a urcat în mașina lui. Tinerii au mers la magazin, au cumpărat dulciuri și au decis să organizeze o petrecere cu ceai acasă la Natalia. Au ajuns, au despachetat dulciurile, au pregătit ceaiul și cafeaua. Seara a venit Andrei. Bărbații s-au salutat, apoi el a salutat-o pe Natalia. Tată, vei lua cina. Mi-ar plăcea. Natalia a pus masa. Andrei și Vlad au tăcut, stând câteva minute. Apoi tatăl fetei a rupt tăcerea. Ce planuri aveți cu Natalia? Cum adică? A întrebat Vlad. Nu e treaba mea, desigur, dar voi doi planificați să locuiți împreună de ceva timp. Probabil vom închiria un apartament în următoarea lună, doar că Natalia încă nu a vorbit despre asta. Pot să ofer ceva, Natalia știe. Fata a intrat în cameră. Bărbații și-au întors privirea spre ea, ea a întrebat timid. De ce mă priviți așa? Ei bine, fica mea, Vlad propune să închiriem un apartament. Dar avem o proprietate, de ce să cheltuim bani? Avem un apartament pe strada Zemskaya, nu departe de aici, vă puteți stabili acolo. Curând le expiră contractul chiriașilor, mi-au spus că nu vor să-l prelungească. Vor să se mute, așa că acum apartamentul este la dispoziția voastră. Natalia era aproape să sară de bucurie. Serios, tata, mulțumesc! Bine, bine, nu răsturna farfuriile, a glumit Andrei. Vă mulțumesc mult, a spus Vlad. Nu e pentru ce, dacă ai avea o fică, ai face la fel. Da, desigur, a spus Vlad. Fata era radianță de fericire. În sfârșit, totul mergea bine pentru ea. Acum ea și persoana iubită vor locui separat. Despre înregistrarea relației încă nu se vorbea, dar împreună se simțeau bine. Ce altceva mai era necesar? Începutul vieții comune. A trecut deja o lună. Vlad și Natalia locuiau în apartamentul oferit de Andrei. Locatarii au plecat din ea acum două săptămâni. Tatăl fetei a comandat servicii de curățenie, după care a dat cheile tinerilor. Acum ei se întorceau acasă și petreceau timp împreună. Natalia a început să încet să învețe să gătească și ieșea bine, lui Vlad îi plăcea. Într-o seară, tinerii stăteau și beau ceai. Ei discutau despre subiecte neimportante. Vlad povestea cât de plictisitor este șeful lui la muncă și că nu-i place, că acesta și asta nu sunt bune. Se pare că a făcut totul, chiar și inventarul echipamentului a fost făcut acum o lună, dar șeful tot era nemulțumit. Deodată, Vlad a întrebat-o pe fată, ascultă, scuză-mă că mă bag în treburile tale, dar nu ai vorbit niciodată despre mama ta. Unde este ea și ce s-a întâmplat cu ea? Dacă nu vrei să vorbești, nu este necesar. Nu, de ce nu? Mama a murit când aveam opt ani. Tatăl a trimis-o acasă cu șoferul. Nu au ajuns, s-a întâmplat un accident. Ploua, drumul era ud, Mașina în care se afla mama a fost lovită de un camion. Mama și șoferul au murit pe loc, nu au avut nicio șansă. Îmi pare rău. Nu face nimic, tatăl a avut nevoie de mult timp să-și revină. El a iubit-o foarte mult pe mama, se poate spune că am avut o familie perfectă. Da, o fată atât de perfectă nu poate avea altfel, a spus Vlad și a zâmbit. Mă vei răsfăța, ce vei face după aceea? Te voi pune în colț și te voi plesmi peste fund. Natalia i-a arătat limba lui Vlad și s-a întors demonstrativ. Vlad i-a făcut semn în glumă cu degetul. Doar să nu-i spui tatălui că ți-am povestit. El nu vorbește cu nimeni despre acest subiect după moartea mamei. Bine ascuns. Dimineața, tinerii s-au trezit și s-au pregătit pentru muncă. Vlad a dus-o mai întâi pe Natalia, apoi a mers singur la birou. Cererea în căsătorie. Într-o dimineață de vreme, Natalia s-a trezit și a mers la bucătărie. Pe masă era un buchet frumos de flori și un bilet Te aștept în camera alăturată. Natalia a mers acolo, strălucind de curiozitate. Acolo o aștepta Vlad. Era îmbrăcat într-o cămașă albă și pantaloni. Fata s-a mirat, avem o sărbătoare astăzi. Da? A spus Vlad. Natalia a scos o cutie mică, s-a apropiat de fată, s-a pus în genunchi și a spus că sătorește-te cu mine, regina frumuseții. Natalia și-a pierdut respirația de emoție. A reușit doar să scoată un da, iar o lacrimă i-a curs pe obraz. Vlad a ridicat-o pe fată în brațe, a început să o învârtă și să o poarte prin cameră. Iar râdea printre lacrimi. Seara, tinerii au mers la Andrei să-i anunțe decizia lor. El a primit această decizie cu entuziasm, promițând să ajute cu nunta. La sărbătoarea festivă au fost invitați părinții lui Vlad, prietenii mirilor. Andrei a organizat festivitatea la cel mai înalt nivel. A comandat mașini de clasă premium care transportau oaspeții. A închiriat o sală în cel mai bun restaurant al orașului. Părinții lui Vlad erau fericiți. Ei nu au mai văzut astfel de sărbători festive. Au venit și colegii Nataliei, prietenii lui Andrei. Unii se întrebau despre poziția tânărului, despre ce face și cum a cunoscut-o pe Natalia. După sărbătoarea de nuntă, tinerii au petrecut două zile acasă. Se gândeau unde să meargă să se odihnească. Neașteptat, a sunat Andrei și a invitat la el. El le-a înmânat lui Vlad două bilete. Tinerii căsătoriți erau așteptați de o călătorie interesantă. Aerul curat de munte, călăritul, hotelul, piscina, procedurile SPA. Vlad și Natalia au acumulat noi impresii. După aceea s-au întors acasă și s-au întors la viața obișnuită. Natalia mergea zilnic la muncă. Vlad o ducea, apoi mergea la biroul său. În weekenduri, ei vizitau frecvent clubul. Prietenele Nataliei și prietenii lui Vlad le făceau companie. Uneori reușeau să se adune toți împreună uneori se distrau cu un grup mic. Demisia lui Vlad a ajuns la birou cu 10 minute înainte de începerea programului de lucru. A verificat planul cu sarcinile curente pentru săptămână. Apoi tânărul s-a așezat la lucru. După o oră, șeful a intrat în birou. Vlad, trebuie să vorbim, intră peste 5 minute. Bine, vin acum. Vlad a terminat de scris o parte din cod, a blocat computerul și a mers la șeful său a intrat în biroul lui. Șeful său stătea perplex, pe fața lui se citea o ușoară nedumerire. Va chema Igor. Da, Vlad, intră, ia loc, am luat planul cu mine, dacă e nevoie. Stai, acum nu despre asta va fi vorba. Da, bine, atunci despre ce? Am pentru tine o veste nu prea bună. Cum adică? În sens direct, înțelegi cum să-ți spun mai ușor. Generalul m-a chemat chiar acum. Igor a făcut o pauză de jumătate de minut. Și ce, ceva nu e în regulă cu munca noastră? Nu, în muncă e totul în regulă. Atunci ce a întrebat Vlad? El mi-a spus să vorbesc cu tine, înțelegi, locul tău trebuie dat altcuiva. Cum adică mă veți transfera undeva? Din păcate, nu, acum nu avem unde să te transferăm. Adică îmi spuneți deschis să plec din companie. Da, așteaptă tu, Vlad, că doar nu sunt proprietarul firmei, sunt tot un subaltern ca și tine și nu eu am inventat toate astea Generalul trebuie să-și angajeze un nepot sau un rudă Nici eu nu am înțeles cine este pentru el și ce să-i spun Nu, mă scuzați Atunci el îmi va spune să demisionez eu un sum dacă ceva nu-mi convine Compania e prestigioasă, mulți doresc să se angajeze aici dacă aș fi fost director, niciodată nu te-aș fi concediat. Dar eu nu comand aici, îmi pare rău. Pe scurt, el a cerut să pleci de bunăvoie fără scandaluri. Decide în general. Tu, desigur, poți să depui plângere să te adresezi inspecției muncii. Dar pe asta deja nu vei construi o relație reciprocă, înțelegi tu însuți. Bine, am înțeles totul când trebuie să demisionez. Acum și Vladul agitat a mers la departamentul său să scrie cererea de demisie. A intrat în birou unde colegii lui stăteau cu un aer ca și cum tocmai fusese turnat cu apă clocotită. Ce s-a întâmplat? De ce te-a chemat șeful? l-a întrebat colegul său Nicolae. Știi ce, nici eu însumi nu am înțeles nimic, a răspuns Vlad confuz. Nicolae l-a privit nedumerit. Vlad a mers liniștit la locul său de muncă și s-a așezat să scrie cererea tot procesul i-a luat câteva minute. A luat hârtia și s-a dus calm la șeful său. Iată, Igor! Vă rog, Vlad a pus hârtia pe masă. Șeful l-a privit cu regret și apoi i-a spus, nu ține ranchiună, nu am vrut ca tu să fii concediat, dar nu pot face nimic. Da, înțeleg totul, mă duc să-mi strâng lucrurile. Întâi predă munca ta lui Nicolae, el te va înlocui temporar. Bine. Vlad a ieșit din birou și s-a dus la departamentul său. L-a chemat pe Nicolae cu un gest al degetului. Acesta s-a apropiat și cu o privire scrutătoare a întrebat: Ce doriți? Vlad, fără cuvinte, a scos un teanc de documente și le-a predat lui Nicolae și a spus: Acum asta e a ta, tu mă înlocuiești temporar. Nicolae aproape s-a înnecat și a deschis ochii larg și a întrebat: Cum adică? Așa. Și tu, adică, ai demisionat. La șef întreabă după aceea, el îți va spune totul, dacă va vrea. Nicolae imediat a fugit la șeful. Igor stătea meditativ în scaunul său. Nicolae a bătut la ușă și după un intraaprobat, aprobat, a intrat la el, punând întrebările pe drum. Igor, dar e adevărat. Adevărat. Dar cum o să fac eu acum fără Vlad, singur nu mă descurc? Nu-ți face griji, curând va veni un angajat în locul lui. Și când va veni? E foarte mult de muncă. Singur aici nu voi putea face nimic. Va trebui să poți, Nicolae. Cerele băieților din departament să te ajute. O parte din muncă o vor prelua, eu voi vorbi cu ei. Bine. Acum deja perplex, Nicolae a ieșit de la șeful și a mers pierdut spre departament. Când a intrat, Vlad deja își strânsese lucrurile și se despărțise de toți. Și ție la revedere, Nicolae! A fost plăcut să lucrez cu tine! El i-a strâns mâna lui Nicolae și a ieșit pe ușă. Acesta a stat mult timp și l-a privit pierdut după Vlad. Colegii, la fel de neînțelegători unii cu alții, se uitau unii la alții. Când Nicolae a ieșit din birou, Igor a oftat zgomotos și a bătut în masă. Parcă sunt eu aici fondatorul și ordonatorul, a spus el cu voce tare. Vlad a venit acasă trist. Se gândea tot timpul la ce s-a întâmplat. O astfel de nedreptate l-a atins. Cum așa se poate? Am lucrat aproape 10 ani în această firmă. Câte am făcut și ei m-au dat afară și gata. Pentru că, vedeți voi, trebuie să-și aranjeze un rudar. El trist a mers în bucătărie și și-a făcut un ceai tare. Apoi a sunat-o pe Natalia și a întrebat când să o ia. De ce ai vocea așa de tristă? Când vei veni, îți voi spune. S-a întâmplat ceva grav. Deocamdată nu știu, dar e jignitor. Bine, nu te îngrijora, totul va fi bine. Vlad a luat-o pe Natalia de la serviciu și au mers acasă. Pe drum, el i-a povestit despre ce s-a întâmplat. Natalia l-a susținut pe tânărul bărbat. Uite, așa sunt ei, ar fi putut să-ți găsească un loc undeva. Da, în asta e problema, că undeva nu aș fi lucrat. Câte chestii le-am scris în program. Și așa ne-am despărțit. Da, nu te îngrijora, eu o să sun la tata. La ei se va găsi un loc, nu trebuie. Eu însumi voi încerca să rezolv totul. Ei bine, cum vrei tu. Tinerii au stat toată seara la masă. Vlad era trist și gânditor. Natalia îl liniștea. Tânărul bărbat a decis să se odihnească o săptămână acasă și apoi să caute un nou loc de muncă. Natalia a propus să ia o săptămână de concediu ca să fie cu iubitul ei. Vlad a fost de acord. Eu mă voi înțelege cu tata. El mă va lăsa să plec pentru o săptămână. Ne vom odihni împreună și apoi eu mă voi întoarce la serviciu, iar tu vei căuta un nou loc de muncă. Bine, frumoaso, va fi mai vesel să fiu trist cu tine. Natalia a zâmbit. Ea s-a apropiat mai mult de Vlad și l-a îmbrățișat. Apoi au mers să doarmă. Vlad nu a putut adormi pentru mult timp, dar nu a arătat acest lucru. Când fata a început să sforăie, el și-a deschis ochii și s-a gândit la situația sa încă 40 de minute. Apoi a început să adormă încet. S-a trezit dimineața, dar nu era nimeni. Vlad a ieșit în bucătărie. Pe masă era un bilet. Nu fi trist, am plecat la serviciu, nu am vrut să te trezesc. Vlad a luat biletul, l-a prins de frigider, a deschis ușa, a scos mâncarea. Și a pus mâncarea pe farfurie și a pus-o la încălzit. Natalia a venit la serviciu. Până la prânz, ea a sortat documente. A făcut diverse lucruri, a executat ordinele tatălui ei. La prânz, ea a venit la el și a început o conversație. Tată, mi-ai putea da o săptămână de concediu, pot să-l iau acum? Da, poți, vrei să te odihnești cu Vlad? Nu chiar. Par preocupată, s-a întâmplat ceva. Ei bine, da, totul se citește pe fața ta, hai spunem. Vlad a fost concediat de la serviciu. Locul lui a fost necesar pentru a angaja un rudar al directorului general. Șeful l-a chemat și l-a rugat să demisioneze de bunăvoie. Vlad, șeful nostru, nu a fost supărat, chiar și celălalt s-a simțit rău. Ei au lucrat împreună mulți ani. Da, Andrei s-a gândit. Acum suferă. A decis să ia o pauză de o săptămână. Apoi să caute un nou loc, șeful a promis să-i dea o bună recomandare. Da, îmi pare rău pentru băiat, dar în astfel de situații nu poți face nimic. Există o conducere superioară, fondatorii. El înțelege toate acestea. Doar că e jignitor pentru el a dat atâția în companiei, a făcut mult pentru ei. Și acum șeful i-a spus să predea toate lucrările colegilor și să demisioneze. Da, înțeleg, poate să vină la noi. Am vorbit despre asta. El a refuzat categoric. A spus că el însuși va rezolva această problemă. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, atunci să caute singur o soluție la situație. Dacă are nevoie de ajutor, va spune. Mulțumesc, tată. Cererea de concediu. Nu uita să scrii. Și poate să meargă să se odihnească. Natalia a scris cererea, a sunat-o pe Vlad și el a luat-o de la serviciu. Tinerii au plimbat prin oraș. Au mers prin magazine. Poate mergem la cinema, a propus Vlad. Hai să mergem, dar ce vom viziona? Tu vei alege. În centrul comercial, la ultimul etaj, era un cinematograf. Tinerii s-au apropiat de casă. A fost lansat. Câteva filme noi. Natalia nu a putut rezista în fața unui film. Acolo era o poveste romantică. Ea a spus. Hai să-l privim, dacă nu ai nimic împotrivă. Nu mă opun, a glumit Vlad. Seara, Vlad și Natalia s-au dus la cinema. Filmul a fost interesant, dar tânărul nu putea să-și alunge gândurile despre ce s-a întâmplat. Nu se gândea la faptul că a fost concediat. Acea situație era simplă și clară. Un om poate fi îndepărtat din funcție. În companii se întâmplă așa ceva. Dar îl îngrijora un alt fapt. Vlad lucrase la companie aproape 10 ani. Era un veteran în departamentul IT. Doar șeful său lucrase acolo mai mult timp decât el așadar, de ce i s-a cerut să demisioneze tocmai lui? Același Nicolai, căruia îi predase munca sa, era acolo doar de patru ani. În departament erau angajați care erau în companie doar de doi ani și totuși au decis să se despartă tocmai de el apoi Vlad și Natalia s-au întors acasă. Tânărul a început să ruleze diferite scenarii în mintea sa și-a imaginat cum directorul general ar fi dorit să concedieze pe cineva din departamentul lor. Ce ar fi făcut el, se întrebă Vlad mental. Probabil că ar fi cerut sfatul șefului. Stai, dar poate că șeful a recomandat să fie el concediat. De ce atunci l-a asigurat că el nu dorea concedierea? Se temea de un scandal public. În spatele unor ușca ale șefului, nimeni nu ar fi auzit nimic. Nu, Igor nu ar fi putut, cât au trecut împreună în acea companie, s-au ajutat reciproc de multe ori. Deci, în ultimul timp, Vlad și șeful său avuseseră o dispută serioasă. Acesta din urmă voia neapărat să-i dea noul proiect al lui Vlad colegului său Nicolai și insista foarte mult pe asta. Vlad chiar se certase cu el pentru că investise deja mult efort în dezvoltarea software-ului. Și acum să ia totul și să dea altuia. Poate că asta a fost începutul sfârșitului carierei sale în acea companie. Tânărul a meditat mult timp. Natalia a adus dulciuri și ceai. Ea a văzut confuzia iubitului ei, dar a încercat să nu-l asalteze cu întrebări. Fata înțelegea că acum Vlad trece printr-o perioadă dificilă, avea nevoie de timp pentru a se recupera, ea încerca doar să fie alături de el și atât. În cele din urmă, tăcerea a fost întreruptă de Vlad însuși. Mi-a venit o idee în minte. Care? Uite, dacă aș fi director general, cum aș proceda? Am nevoie să plasez un rudar. Nu e un sum voi indica cu degetul pe cine să concediez. Ce voi face atunci? Voi cere sfatul managerilor departamentelor. Corect și eu la asta mă gândeam. Crezi că te-au cerut pe baza recomandării șefului tău. Da, cine știe? Parcă am trecut prin atât de multe împreună. El mi-a jurat aproape că nu dorea concedierea mea. Poate nu voia să te supere. Ha, și concedierea mea pur și simplu n-ar fi observat-o, Vlad râse. Nu despre asta vorbesc. Natalia zâmbi. Vrei să spui că el nu voia un scandal public? Da. Și eu m-am gândit la asta. Deci, dacă ne-am fi bătut în birou, nimeni nu ar fi observat. Ușile sunt atât de groase încât strigătele sunt practic inaudibile. Ei au avut odată un scandal cu un coleg, așa că am crezut că pur și simplu discutau, dar s-a dovedit că strigau unul la altul. Asta da, a exprimat surprinderea Natalia. În cele din urmă, Vlad a ajuns la concluzia că acum nu mai este atât de important motivul concedierii. Trebuie să uite totul și să meargă mai departe. Tu ești un specialist bun, te vor lua în altă companie și apoi de acolo la fel mă vor da afară. Vlad râse. Dar de ce să te dea afară imediat? Vei găsi un loc de muncă care să-ți placă. Și eu sper la asta, a spus Vlad calm. Natalia l-a îmbrățișat pe iubitul ei. S-au așezat la masă să bea ceai, au stat ceva timp în tăcere. Apoi s-au dus la culcare, iar dimineața s-au hotărât să meargă la o plimbare prin oraș. Căutarea unui nou loc de muncă. Așa a trecut săptămâna. În weekend, tinerii au mers în club. Acolo era Iulia și încă două prietene, Ecaterina și Daria. Tinerii au schimbat noutăți. Fetele i-au exprimat compasiune lui Vlad, acesta a luat cu el în companie pe Anton. Ei au găsit un limbaj comun cu Daria, au dansat mult, au comunicat, după club au plecat undeva împreună. Vlad și Natalia s-au întors, au cinat și s-au culcat. În dimineața zilei de luni, Natalia a plecat la muncă. Sfârșitul concediului ei se apropia. Vlad a spus că va căuta de lucru. Așa a și făcut. A găsit un site cu anunțuri și a postat acolo CV-urile. A decis să nu întârzie cu recomandarea și a sunat la fostul loc de muncă la șef. Bună ziua, Igor! Salut, Vlad, ai vreo întrebare? Mi-ați promis o recomandare bună? Da, nu e problemă. Puteți să o trimiteți astăzi pe e-mail. O voi trimite, spunem adresa. Vlad i-a dictat adresa de e-mail, l-a mulțumit pe șef și a încheiat conversația. După tonul vocii, șeful părea calm și imperturbabil. Vlad nu putea să scape de gândul că exact Igor a recomandat să fie dat afară. Sau poziția de programator senior din departament este liberă cum poate fi ocupată de cineva care niciodată nu a lucrat în departament? Trebuie să ții totul sub control, toate dezvoltările, să distribui responsabilitățile, să știi la ce este capabil fiecare. Dar au luat pe cineva și l-au pus literalmente cu un clic al degetelor. Vlad continua să se simtă indignat în interior. Încerca să se calmeze, să nu se agite inutil. Acum trebuie să se concentreze pe căutarea unui loc de muncă. După câteva ore a venit recomandarea. Vlad a citit-o complet și a fost mulțumit. I-a mulțumit din nou șefului în gând și a încărcat recomandarea în profilul său. După aceea, Vlad a început să examineze posturile vacante potrivite din baza de date a siteului. A găsit doar două. Una era pentru un programator principal la o întreprindere de producție. Cealaltă un programator senior într-un mic lanț de magazine. Pentru prima poziție salariul oferit era mai mare, dar și griji erau mai multe. Dar la întreprinderea de producție puteai face carieră. Deci faci carieră, iar apoi într-o zi frumoasă vor veni și îți vor spune să pleci de la întreprindere. În schimb, pentru cea de-a doua poziție plăteau mai puțin, dar munca era mai liniștită. Ai configurat totul cum trebuie, stai liniștit, faci modificările necesare, controlezi trei itiști în subordine și nu te stresa. Vlad s-a trezit brusc cu o adevărată alegere în fața sa. Pe de o parte, perspectiva unei cariere, un salariu mai mare, pe de altă parte liniștea, fără nervi. El lucrase cândva la o mică întreprindere, chiar i s-a făcut plictisitor acolo. Dar acum el dorea cu adevărat să se odihnească de la eforturile muncii. Această situație cu concedierea l-a scos din rutină. Vlad a trimis răspunsuri cu CV-ul la ambele poziții și a ieșit din profilul pe site. Seara a mers să o ia pe Natalia de la muncă. Au decis să nu meargă direct acasă, ci să mănânce ceva la o cafenea. Natalia i-a povestit cum sunt lucrurile la muncă: că astăzi la tatăl ei a venit un nou client, se anunță o comandă mare. Apoi, fata l-a întrebat cum merge căutarea noului loc de muncă. Vlad și-a împărtășit gândurile: Uite, am găsit astăzi două poziții vacante una la o întreprindere de producție, cealaltă într-un mic lanț de magazine. În primul caz se profilează o carieră, perspectiva de creștere, salariul este mai mare. Dacă aleg a doua opțiune, atunci este o muncă liniștită fără nervi, chiar m-am gândit și nu știu ce să fac. Și ce vrei mai mult acum? Acum vreau să mă odihnesc, dar asta va trece curând, apoi iar voi simți nevoia de eforturi muncitorești. Atunci alege prima opțiune. Am răspuns la ambele CV-uri, șeful mi-a trimis și recomandarea, așa cum a promis, nu m-a dezamăgit, îi mulțumesc pentru asta. Vezi, nu e totul atât de rău. Există oameni care te apreciază la locul tău de muncă anterior, poate chiar a fost un concurs de împrejurări fatidic. Poate, dar acum asta nu schimbă nimic. Dar dacă te vor chema imediat la ambele companii, mă duc și văd cum este acolo, apoi voi trage concluziile. Rațional. Tata a spus că vrea să revizuiască software -ul. Să vadă ce se poate îmbunătăți. Noi am vorbit despre asta, eu îmi voi găsi singur un nou loc de muncă, nu vreau să mă ascund în spatele lui Andrei. Nu despre asta vorbesc, poate ca specialistii poți ajuta să vezi ce se poate îmbunătăți acolo. Ah, asta mereu cu plăcere, dacă va apărea nevoia, doar spuneți. Și să zicem, Natalia a zâmbit. Tinerii au mai stat puțin în cafenea, apoi Vlad a cerut nota de plată, a făcut plata cu cardul și s-au îndreptat spre mașină. Ajunși acasă, îndrăgostiții au stat la masă, au comunicat puțin, au decis să se uite la un film. Ce vom viziona? Hai să alegem! După vizionarea filmului împreună, Vlad și Natalia s-au culcat. Dimineața, tânărul a adus-o pe fată la birou, el s-a întors acasă, a pornit calculatorul și a intrat pe profilul de pe site-ul de joburi. Acolo era deja un răspuns la aplicarea lui. Managerul de personal al întreprinderii industriale scria că le-a plăcut CV-ul lui Vlad. L-au invitat la un interviu. Vlad a sunat la telefon, a clarificat dacă poate veni azi. I-au stabilit o oră, el s-a pregătit și a plecat. Clădirea administrativă a întreprinderii arăta solid. Vlad a intrat, a întrebat paza cum să ajungă la departamentul de personal. Se afla la al doilea etaj. Vlad a intrat, s-a prezentat. Fata a condus interviul la care a fost prezent și managerul. S-au despărțit. Lui Vlad i-au promis că mâine va fi luată o decizie. El s-a întors acasă meditativ. Seara tânărul a luat-o pe Natalia de la muncă. Au decis să nu meargă nicăieri azi, să petreacă seara acasă. Tânărul a povestit cum a decurs interviul. Ce crezi, mă vor angaja? Sunt șanse mari. Lucrările mele i-au interesat. Ei vor să schimbe multe lucruri în întreprindere. În primul rând, au nevoie de un plan de optimizare a software-ului și rețelei locale. Există perspective să conduc departamentul IT. Ei bine, asta e minunat, l-a susținut Natalia. Totuși e prea devreme să ne bucurăm. Trebuie mai întâi să mă angajez acolo. Mâine te vor suna, sunt sigură. Unde mai găsesc ei un astfel de programator? Poate că ai dreptate. Sunt sigur că totul va fi bine pentru tine. Ei bine, dacă asta își dorește regina mea frumoasă. Natalia s-a înroșit. Îndrăgostiții s-au uitat la un film, au făcut un mic shopping online, după care s-au culcat. Dimineața, Vlad a dus-o pe Natalia la birou, s-a întors acasă și a trecut pe site-ul de joburi. Acolo a verificat anunțurile noi. Nu era nimic potrivit. Atunci a sunat telefonul. Alo, este compania Svirs, ai fost ieri la interviu. Am dorit să te vedem din nou. Poți veni azi la noi cu documentele. Voi fi acolo în 40 de minute. Vlad s-a pregătit, a luat documentele și a plecat la biroul companiei. I-au propus să se familiarizeze cu contractul de muncă, i-au comunicat toate condițiile. Tânărul a acceptat. În ciuda temerilor sale că va trebui să depună mult efort și timp la această întreprindere, în contractul de muncă și în condițiile comunicate nu era nimic inutil. Practica aceeași muncă o făcea în compania din care fusese concediat. Adesea trebuia să facă chiar mai mult. Vlad s-a familiarizat cu contractul, a semnat documentele. I s-a spus să înceapă munca de luni. Era joi afară. Seara le-a povestit totul Nataliei și a împărtășit primele impresii despre noul loc de muncă la Datil. Directorul părea adecvat și a exprimat clar cerințele. Nimic exagerat, totul strict la obiect. Mi-a plăcut acolo vor fi, desigur, unele nuanțe și aici. Fără asta în munca noastră nu se întâmplă. Vei reuși. Așa cred și eu. Și hârul, fata de asemenea părea normală, nu a pus întrebări stupide, căci am citit aici pe forum că la interviu pun tot felul de întrebări stupide, dar citesc noi metodologii și încep să te încarce. Ce culoare preferată aveți, obiect, mărime și așa mai departe? Natalia a râs. Ea a observat că Vlad s-a distanțat puțin de stresul după concedierea de la locul de muncă anterior. În weekend, Vlad și Natalia au petrecut în club. Au împărtășit vestea bună despre noua muncă a tânărului. Iată, și tu te-ai îngrijorat. Un astfel de specialist este răvănit peste tot, a spus Iulia. Da, nu e chiar un mare specialist, a replicat plumind Vlad. Nu te subestima. Prietenii au dansat, s-au distrat și cu o oră înainte de închidere, au început să plece acasă. După ce Vlada a apărut, asta a devenit o tradiție. Înainte Natalia și prietenele ei plecau chiar înainte de închidere. Trebuia să se împingă în coadă pentru a-și recupera hainele. Acum însă prietenii se adunau într-o atmosferă liniștită. Puțini oameni erau la garderobă și puteau petrece un ceas în plus vizionând un film sau pregătindu-se pentru somn. Noua slujbă a lui Vlad A venit luna așteptată. Vlad a început la noul loc de muncă. A fost prezentat colegilor. În departament. Pe lângă el era un administrator de sistem, trei programatori și un specialist de suport pentru utilizatori. Primea cereri, le procesa. Plănuiau să angajeze și o persoană pentru munca analitică. Trebuia să elaboreze teze, să planifice diferite îmbunătățiri. Vlad a fost angajat ca programator principal cu perspective de a deveni șeful departamentului. Tânărul s-a apucat imediat de treabă. În prima zi a studiat softwareul. În a doua și a treia zi a început să studieze echipamentele și rețeaua locală. După aceea, tânărul a început să elaboreze un plan de dezvoltare a softwareului. Mai întâi a identificat toate deficiențele. Apoi a planificat trei perspective de dezvoltare și optimizare. La sfârșitul săptămânii a avut loc o întâlnire. Vlad a arătat directorului toate lucrările pregătite. Șeful a fost impresionat și nu doar el, noul șef al departamentului IT a fost remarcat de mulți colegi. La sfârșitul săptămânii, Vlad a împărtășit succesele Nataliei. Ea a fost foarte bucuroasă pentru el tânărul s-a implicat activ în muncă, uitând de problemele vechi. Marți a fost sunat de șeful de la vechea muncă. Igor i-a cerut sfaturi. Vlad a fost surprins. Dar acum aveți un nou specialist, nu? Hai, Vlad, nu te juca cu mine. Nu ți-am dorit rău, pur și simplu mi s-a dat o indicație de sus. Și după ce principiu au ales angajatul pentru concediere? Fără principii. Ești al doilea în departament ca importanță după mine. Nu puteam să pun pe acel om ca șef. Bine, Igor, glumesc. Voi ajuta cu ce pot. Vlad l-a consultat pe șef despre software-ul pe care l-a dezvoltat în companie. Totul încet încet și-a găsit locul său. Noul loc de muncă îi plăcea lui Vlad, a început să comunice cu colegii. În departament i s-a arătat respect. Tânărul avea deja experiență în programare în spatele său. Punea sarcinile clar, Inițial le distrib și a colegilor în funcție de forțele și posibilitățile lor. Parțial lucra el însuși. Sarcinile planificate se realizau treptat. O parte din procese au putut fi automatizate. La întâlnire, directorul a adus indicatorii care au fost atinși datorită muncii lui Vlad și departamentului său. Tânărul acum conducea complet departamentul. Poziția i-a fost confirmată oficial printr-un ordin. Acum el era responsabil pentru munca IT în in întreprindere. Organizația se ocupa de producția echipamentelor și inventarului sportiv. Produsele erau pe placul lui Vlad. El însuși îi plăcea să meargă la sala de sport. Cunoașterea acestei tematici ajuta în muncă. Vlad înțelegea perfect caracteristicile produsului. Aceasta i-a dat posibilitatea să facă unele îmbunătățiri fără o familiarizare detaliată cu produsele. După câteva luni de muncă, Vlad deja se simțea în elementul său. Acum controla complet situația. Software-ul permitea să țină cont de stocurile de produse din depozite. Salariile angajaților. Dar în planurile globale ale directorului întreprinderii era efectuarea unei inventarizări complete a echipamentelor, componentelor și materialelor. Totul trebuia introdus în baza de date. O astfel de automatizare ar permite eliminarea furtului de materiale și produse finite, reducând pierderile. Așadar, Vlad avea mult de muncit și trebuia să o facă cu sârguință. Acum se puneau mari speranțe în el cunoașterea cu Svelana. Când Vlad s-a angajat, interviul a fost condus de managerul de personal Svelana. Tânărul i-a plăcut fetei imediat. Și acum ea înțelegea ce perspective se deschideau în fața lui în cadrul întreprinderii. Fata era singură. Locuia singură, închiria un apartament. Nu avea frați sau surori, era singurul copil din familie. Părinții i-au oferit Svelanei o copilărie fericită și, fără griji, o educație bună. Acum fata lucra în departamentul de personal al unei mari întreprinderi din oraș. Într-o zi, Vlad mergea pe coridor și a dat peste Svelana. Bună ziua! Vlad l-a salutat fata! Bună ziua! Am niște întrebări pentru dumneavoastră. Putem merge la prânz. Desigur. Jos era un cafenea unde angajații întreprinderii mergeau adesea să prânzească. Vlad și Svelana au mers acolo și au luat mâncarea și s-au așezat la o masă. Tânărului i s-a făcut foame, deoarece trebuia să lucreze de dimineața până seara. El i-a spus fetei, Svelana, cu permisiunea dumneavoastră, voi începe să mănânc, căci foamea mă chinuie groaznic. Vlad a spus asta într-o formă de glumă. Fata a zâmbit. Puteți începe să puneți întrebările, fără să vă pese de foamea mea care s-a declanșat. Bine. De fapt, nu erau atât de mult întrebări cât propuneri. De mână și inimă. Nu? Svela n-a râs, dar ceva în interiorul ei a tresărit. Atunci ce? Avem posibilitatea să facem un raport în programul nostru. Există posibilitatea să faci orice. Dar ce anume doriți? Svela și a împărtășit viziunea. Ea avea nevoie de un raport despre angajați și posibilitatea de a trimite automat chestionare pentru sondaje. Existau unele capabilități în software-ul disponibil, dar trebuiau îmbunătățite. Vă voi trimite pe Ion. El va nota toate dorințele dumneavoastră, va formula o sarcină concretă și va scrie instrucțiuni pentru a învăța cum să utilizați raportul. Ați coordonat aceste sarcini cu conducerea? Nu, încă nu le-am menționat. Mâine le voi menționa. Vă mulțumesc foarte mult, mi-ați fost de mare ajutor, a spus fata. Încă nu v-am ajutat cu nimic, nici măcar directorul nu știe despre asta. Dar mâine veți spune despre asta. Cu siguranță voi spune, avem o întâlnire mâine. Vlad nu a mințit-o pe Svelana. El a menționat dorințele ei la întâlnire. Directorul a spus că nu se opune unor astfel de inovații. Principalul lucru este să nu încetinească procesul principal. Vlad a promis că noile inițiative vor fi implementate în decurs de o săptămână. El i-a dat lui Ion sarcina de a redacta instrucțiunile, de a nota dorințele Svelanei în cerințele tehnice. Ion a făcut totul în aceeași zi. A doua zi a început să o instruiască pe Svelana. Ea a fost mulțumită și a început să folosească noua funcționalitate imediat. În decurs de o săptămână, raportul a fost îmbunătățit, Svelana a primit instrucțiuni și câteva lecții de la ION despre utilizarea noului raport. De asemenea, în program a apărut un nou tip de document, chestionarul. Aici se puteau introduce noi câmpuri și adăuga denumirile lor. De asemenea, se putea selecta utilizatorii cărora în program le venea notificarea că trebuie să completeze chestionarul. După aceea, utilizatorii au început să primească notificări. Unii nu erau entuziasmați, dar în general lucrul mergea. Svelana, cu ajutorul noilor capabilități, a prezentat rapoarte interesante directorului despre cât de mulțumiți sunt oamenii de munca lor. În chestionar s-a făcut posibilitatea unui sondaj anonim. Astfel s-a reușit să se afle informații pe care angajații probabil nu ar fi îndrăznit să le indice fără condiții de anonimat. Directorul a fost mulțumit de noua inițiativă a colaborării dintre Svelana și Vlad. Informația transmisă de managerul de personal s-a dovedit a fi utilă. Șeful a luat câteva decizii importante. Viața corporativă Se apropia ziua de naștere a companiei. Svelana a creat un chestionar cu un sondaj, cine și unde ar dori să o sărbătorească. Au fost propuse diferite opțiuni: un quest, o bază de odihnă, un restaurant, o excursie în natură. Votarea a fost lansată. Opțiunile de ieșire în natură și baza de odihnă au primit cele mai multe voturi. Se simțea dorința constantă a angajaților de a ieși din încăperi. Toți doreau să se distreze. Vlad lucra în biroul său, pe care îl alocaseră de curând. Biroul se afla lângă departament angajații erau ocupați cu munca lor. Când era necesar, Vlad venea și organiza o întâlnire. Cel mai comun timp pentru întâlniri era dimineața. După 15-20 de minute de discuții, toți se apucau de lucru. Svela uneori îl vizita pe Vlad în biroul său. El era foarte ocupat, așa că fata alegea timpul înainte de prânz. Uneori mergeau la prânz împreună, discutând despre treburile curente. Despre lucruri personale vorbeau rar. Svelana nu avea prea multe de povestit. Viața ei nu era plină de evenimente strălucitoare. Seara, Vlad se întorcea acasă. El și Natalia își petreceau timpul împreună. În timpul săptămânii, acest lucru însemna o cină împreună, vizionarea unui film. Uneori reușeau să se plimbe prin oraș. Vlad împărtășea impresii și planuri despre noul său loc de muncă. Natalia povestea uneori despre munca ei, deși nu avea prea multe de spus. Activitatea ei era calmă și măsurată. Andrei nu o stresa prea mult pe fiica sa. Dacă apăreau probleme, el încerca să facă astfel încât Natalia să nu afle despre ele. La sfârșitul săptămânii, directorul organiza o întâlnire cu șefii departamentelor și subdiviziunilor. Ei rezumau rezultatele săptămânii, împărtășeau idei, planuri de lucru. Unele idei se transformau în sarcini pentru Vlad și departamentul său. Era toamna afară. În weekend se planifica o ieșire la baza turistică. Șeful deja închiriase un cort pentru angajați. Sosirea era planificată vineri. Natalia nu se simțea bine, a spus Vlad. Dacă vrei, nu voi merge nicăieri și voi rămâne cu tine. Voi suna conducerea, ei vor înțelege totul. Nu, de ce să stai acasă din cauza mea? Voi citi ceva, voi urmări ceva, voi vorbi cu tatăl meu. Ai o poziție atât de importantă și o muncă, ei nu se vor descurca fără tine. Bine, dacă regina mea frumuseții așa crede, nu voi argumenta. Ah, las o baltă, s-a rușinat Natalia. Vineri Vlad a plecat la baza turistică. Majoritatea angajaților au plecat cu mașinile personale, dar a fost comandat un autobuz pentru cei care nu aveau mașini sau care preferau să-și lase mașina acasă. Vlad a mers cu mașina sa. A decis că înainte de plecare nu va consuma alcool. La sosirea la bază, angajații au fost cazați în camere pe departamente. Vlad și departamentul său, care era complet masculin, au primit o cameră mare în care toți s-au acomodat. Dacă în departament erau femei și bărbați, ei erau împărțiți pe camere. În administrația întreprinderii lucra un cuplu căsătorit. Lor li s-a dat o cameră dublă. Același tip de cameră a primit-o și Svelana, care era singură în departamentul său, nu s-a găsit o colegă pentru ea. Seara, toată compania s-a adunat la masă. Au organizat un banchet, șeful a ținut un discurs. Apoi, o parte din oameni a rămas la masă, iar restul au mers să respire aer proaspăt și să se plimbe pe teritoriul bazei. Vlada a decis și el să se plimbe. Svelana a mers cu el ei, au băut în prealabil băuturi alcoolice la masă și acum mergeau, vorbind relaxat. La sosirea la bază, Vlad a sunat-o pe Natalia să afle cum se simte. Ea a spus că totul este bine. Acum el se plimba cu Svelana pe teritoriu, respirând aer proaspăt. Svelana l-a întrebat pe Vlad cu ce se ocupa, cum trăia înainte de a ajunge la compania lor. Este un interes profesional sau curiozitate? A glumit Vlad. Mai degrabă curiozitate, a zâmbit Svelana. Ei bine, nu pot spune totul în două cuvinte. Dar noi ce, ne grăbim undeva. Ei bine, totuși va trebui să mergem la culcare. Mai dimineața sunt programate evenimente sportive și de divertisment. Altfel va trebui să ne scoată cu cricul. Svelana a râs. Așa au mai stat de vorbă încă un ceas și jumătate, apoi fata l-a rugat să o conducă la cameră. Vlad a acceptat. Când au ajuns la ușa camerei, Svelana a deschis-o cu cheia și a spus: "Intră, nu fi timid, stăm puțin și apoi la somn." Au luat loc la măsuță. Fata a adus ceai și i l-a oferit lui Vlad. El n-a avut obiecții. Pentru o vreme au stat și au vorbit. Svela n-a povestea despre ea, despre relația cu compania, despre unii colegi. Vlad o asculta atent și interesat. După aceea, fata a stins lumina principală, lăsând doar lumina de la apricele de perete. Ea s-a apropiat încet de Vlad din spate, l-a îmbrățișat și l-a sărutat pe gât. Vlad a rămas fără respirație. Și mai departe totul a fost ca într-un vis nebunesc. Noaptea de dragoste cu Svelana, iar după aceea un somn adânc, acumulând oboseala unei săptămâni de muncă. Dimineața tânărul s-a trezit și aproape că a sărit din pat. Svelana se întindea lene și s-a întors pe cealaltă parte. Vlad a început să se îmbrace în grabă. Regreți ce s-a întâmplat? A întrebat ea. Ce importanță are acum? Aparat Vlad. Hai că nu a fost chiar așa rău și nu o să spun nimănui despre asta, nu-ți face griji. Mulțumesc pentru asta. Acum o să mă eviți la serviciu. Nu, e vina mea. Nu-ți face griji, prietena ta nu va afla. Nu am avut intenția să te răpesc de la ea, doar că uneori singurătatea te face să nebunești. Înțeleg. Vlad s-a îmbrăcat și a plecat în departament, a intrat încet în cameră, toată lumea dormea încă. Vlad s-a prefăcut că s-a trezit deja și a început să prepare cafea. Primul care s-a trezit a fost Ion. Bună dimineața! Bună dimineața, ești pregătit pentru competițiile sportive. Desigur! Apoi ceilalți oaspeți ai camerei și subordonații lui Vlad au început să se trezească unul câte unul. După ce toți s-au trezit, în sala de banchet îi aștepta micul dejun, după care toți au mers în teritoriu. Svelana de asemenea a ieșit și s-a apropiat de Vlad. Doar să nu facem din Sânțar Armăsar, i-a propus ea. Bine, înțeles. Pe parcursul zilei, angajații companiei s-au împărțit în două echipe corporative și a așteptat un meci de fotbal. Apoi câțiva oameni au plecat să joace tenis de câmp, iar o parte din ei au mers să se plimbe cu bicicleta în jurul lacului. Pe parcursul zilei, oamenii s-au împărțit în echipe. Vlad cu departamentul au mers la saună, au făcut o plimbare cu bicicleta, au participat la proceduri SPA. În general, odihna a fost reușită, deci Vlad nu putea scăpa de gândul la ce s-a întâmplat între el și Svelana, dar ei au convenit din nou să nu arate la serviciu că s-a întâmplat ceva. Așadar, după câteva zile, tânărul s-a liniștit complet. Natalia nu a observat nimic deosebit. Fata se recuperase între timp și ea de asemenea a revenit la muncă. Ei, de asemenea, petreceau timp împreună seara. Prima alarmă. La Andrei a intrat șeful departamentului financiar, aveau programată o întâlnire de planificare. În timpul întâlnirii, Iurie, șeful departamentului financiar, a prezentat toți indicatorii în mod obișnuit. Dar unele momente l-au pus imediat pe gânduri pe Andrei. Nimeni altcineva nu a observat asta. Nu au mai rămas îndoiel când Iurie s-a apropiat de conducător și a spus, ar trebui să avem o discuție față în față. Peste 5 minute te aștept în biroul meu. Iurie s-a pregătit, a ieșit și s-a îndreptat fără grabă spre biroul directorului general și fondatorului companiei. A bătut la ușă. Andrei l-a invitat să intre. Iurie a început dialogul primul. Știți că ne confruntăm cu un deficit de fonduri în acest trimestru. Bănuiesc! Credeți că este motiv de îngrijorare? Compania are active pe care le putem vinde dacă este necesar. Asta e suficient pentru cel puțin câțiva ani. În acest timp se poate elabora un plan anticriză și se poate implementa. Dacă se dorește, se poate chiar lansa o nouă linie de produse. Avem un plan de rezervă pentru acest lucru. Așa este, dar cumva încep să mă simt neliniștit. Ce vă îngrijorează? Vânzările noastre scad. Recent, doi clienți au plecat, unul dintre ei era mare. Ei bine, unul a plecat, altul a venit. Știți că tocmai am semnat un contract cu o mare companie, acolo se prefigurează o comandă bună. Înțeleg, dar am impresia că cineva ne sabotează. Schimbările la întreprindere au început să apară prea brusc. Mulțumesc, Iurie, pentru vigilență! Voi lua în considerare observația dumneavoastră și vă rog să urmăriți situația. Dar să nu tragem concluzii premature și despre discuția noastră nu trebuie să știe nimeni din companie. Bine, Andrei, nu voi spune nimănui. Pot să mă retrag? Da, puteți pleca. Dacă aveți alte întrebări, veniți imediat la mine. Va fi făcut. Iurie a ieșit și s-a îndreptat spre birou. Andrei a rămas să reflecteze asupra cuvintelor financiarului. Recent, firma lor a pierdut un client important, și asta chiar înainte de o întâlnire cu directorul acelei întreprinderi. El asigurase că toate condițiile îl satisfac, că colaborează de mult timp cu compania lui Andrei și nu intenționează să întrerupă această colaborare. Și apoi, la doar câteva zile, compania anunță ruptura relațiilor comerciale. Cum să înțelegem asta? Există doar o posibilitate. La companie au venit reprezentanții ai principalului concurent, au oferit prețuri mai bune sau condiții mai avantajoase de colaborare. Dar asta nu se poate face așa de simplu. Trebuie să cunoști condițiile care erau disponibile clientului lor în acel moment. Cineva din angajați a divulgat informația. Sau compania clientului a împărtășit informațiile cu concurenții. Nu are sens pentru întreprinderea clientului să împărtășească informații. Dacă au primit o ofertă avantajoasă, pur și simplu ar fi putut să o accepte și gata. Dar dacă vor trebui să se întoarcă la noi, după ce împărtășesc informații cu concurenții, va fi mai dificil. Au nevoie de o variantă de rezervă. Andrei medita la aceste lucruri până când a intrat Natalia. Ea l-a văzut pe tatăl ei preocupat. Tată, s-a întâmplat ceva. Nu, Natasha, totul e în regulă. Mă gândesc la planul de dezvoltare al companiei. Ah, asta e bine. Poate aduc niște ceai. Nu aș refuza. Vei sta cu mine. Ți-am pregătit raportul și formularele pe care le-ai cerut. Ești deșteaptă. Mama ta ar fi mândră de tine. Ce e cu tine, tată? Nu ai vorbit niciodată despre mama de când a murit. Nu te îngrijora, așa sunt eu azi, am dispoziție filosofică. S-a întâmplat ceva. Nu, totul e în regulă. Natalia simțea că tatăl ei este preocupat de ceva, dar nu reușea să scoată niciun cuvânt de la el. Andrei era ferm ca piatra. El își proteja fiica cât putea și nu împărtășea cu ea problemele care apăreau. Dar el însuși simțea că se prefigurează ceva și, în curând, firma lui se va confrunta cu sarcini serioase. Poate că concurenții au decis să treacă la ofensivă. Lovitura de unde nu o așteptai. Au trecut câteva luni. Vlad mergea la muncă, lucra la dezvoltarea companiei. El și departamentul său deja începuseră automatizarea producției. De asemenea, au implementat câteva lucruri utile. De exemplu, au creat o bază comună de cunoștințe pentru angajați despre software. Peste asta a lucrat Activion. Vlad i-a cerut să-i se elibereze o recompensă financiară pentru asta. Svelana era de asemenea bucuroasă de succesul lui Vlad. Natalia mergea la muncă la tatăl ei, nimic nu prevestea necazurile. De vreme dimineața, Andrei a primit o veste neașteptată. Noua întreprindere cu care au încheiat contractul era nemulțumită că nu toate condițiile au fost îndeplinite. Directorul întreprinderii a trimis o plângere oficială din partea companiei pe emailul lui Andrei despre faptul că compania depune o acțiune în justiție pentru recuperarea daunelor materiale. Andrei a sunat la conducerea companiei. Voia să se întâlnească și să poarte negocieri. Dar conducătorul a spus că nu va putea face acest lucru în viitorul apropiat, deoarece programul său este complet planificat pe minute. Totuși, el a promis să trimită un reprezentant al său la birou. Întâlnirea a fost stabilită pentru mâine. Andrei a chemat-o pe Natalia. Da, tată, m-ai chemat. Trebuie să stai acasă. Îți dau trei zile libere. S-a întâmplat ceva. De ce să se fi întâmplat ceva imediat? Nu va fi prea multă muncă serioasă pentru tine aici. Iar eu trebuie să rezolv niște probleme. Odihnește-te, petrece timp cu Vlad, mergeți undeva, organizați o cină romantică la urma urmei, dar nu eu trebuie să te învăț. Andrei a zâmbit. Mulțumesc, tată! Natalia, văzând dispoziția bună a tatălui, s-a liniștit. Dar această dispoziție nu a durat mult. A doua zi la birou a venit reprezentantul companiei client care avea o reclamație împotriva firmei lui Andrei. El l-a invitat în camera de negocieri. Deoarece Natalia nu era prezentă, serviciul de negocieri a fost preluat de secretara directorului comercial. Directorul prevăzător a introdus această poziție în cazul în care fiica sa va trebui trimisă acasă. Și cineva trebuie să aducă cafea, ceai sau apă în camera de negocieri. Andrei și reprezentantul companiei client s-au așezat unul în fața celuilalt. Vă ascult cu atenție! Conducerea noastră m-a autorizat să vă informez că compania are o reclamație împotriva dumneavoastră. Ați încălcat termenii contractului. Compania va cere compensație pentru daune. Dacă doriți, puteți face acest lucru într-o manieră extrajudiciară. Voi transmite acum calculele. Acolo sunt indicate toate justificările cererilor. Dar ce anume am încălcat? Mobilierul a fost fabricat și livrat la timp. În aceste documente este totul indicat. Eu sunt doar un reprezentant al companiei și vă transmit informațiile. Persoana i-a întins lui Andrei un dosar cu documente. El l-a luat și a început să-l examineze. Când Andrei a ajuns la pagina unde era indicată suma totală a daunelor, ochii s-au rotunjit. Cât? Dar sunteți nebuni. Cu ce v-am cauzat astfel de daune? Andrei, totul este indicat acolo. Nu pot să discut acum cu dumneavoastră. Am fost doar autorizat să transmit informațiile, precum și să vă informez că puteți compensa această sumă în mod voluntar extrajudiciar, dacă considerați că este necesar. Aveți dreptul să refuzați acest lucru, atunci va trebui să vă apărați interesele în instanță. A spune că Andrei a fost șocat este puțin spus. Acum întreaga imagine s-a clarificat în mintea lui. Iurie avea dreptate. Cineva pune serios bețe în roate întreprinderii. Și acest contract cu noul client a fost necesar doar pentru a putea prezenta o acuzație legală întreprinderii pentru o sumă mare de bani. Dar cine, în afară de principalul competitor, ar putea face astfel de manevre? Și de ce ar avea nevoie o companie serioasă de astfel de metode? Reprezentantul de mult plecase, iar Andrei, a stat mult timp singur în camera de negocieri și a reflectat asupra situației. Apoi a mers în birou și a ordonat să fie chemat avocatul. Avocatul Artiom a participat deja la câteva ședințe în instanță. El a ascultat tot ce a spus conducătorul. Apoi au studiat îndelung documentele care fusese retransmise de reprezentant. După aceea, Andrei a întrebat: Care sunt șansele noastre? Să vă spun direct, Andrei, practic nu avem niciuna. Formal, nu avem dreptate chiar dacă este o scenare, este dificil de dovedit. Condițiile contractului le-am încălcat într-adevăr. Altă chestiune este că ei s-au agățat de asta, dar din punct de vedere legal adevărul este de partea lor. Voi încerca să reduc semnificativ suma pe care ne o cer. Am o idee în acest sens. Este singurul lucru pe care îl putem face acum. Bine, atunci pregătește-te pentru ședință. Tot ce ai nevoie, cere de la mine personal, îți voi oferi totul. Bine, nu vă faceți griji, Andrei, ne vom descurca. Mulțumesc, Artiom! Sper foarte mult pe asta. Juristul a plecat, iar Andrei a mai stat încă o oră și a meditat asupra celor întâmplate, apoi a închis biroul și a plecat acasă. Procesul și falimentul voluntar. Natalia a mers la muncă după trei zile, dar tatăl ei a făcut tot posibilul ca ea să nu bănuiască nimic. Angajații care erau la curent cu situația se comportau de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, unele informații fiind transmise personalului Andrei. Se apropia ziua audierii în instanță. Tatăl a trimis-o din nou pe Natalia acasă pentru câteva zile. Fata a acceptat supusă, de data aceasta nu a mai întrebat ce s-a întâmplat. În timpul ședinței de judecată, reprezentanții companiei clientului și-au prezentat clar cererile și le-au argumentat. Părea că se pregătiseră pentru asta nu doar o lună. Iar Artiom, în timpul discursului său în instanță, a încercat să contracareze aceste cereri cum a putut, aducând câteva argumente convingătoare. Rămânea doar să aștepte decizia judecătorului. Surpriza lui Artiom și a lui Andrei a fost mare când judecătorul a anunțat decizia de a satisface cererile companiei în totalitate. Nu era doar surpriză, ci un șoc real. Suma pe care o cereau de la firma lui Andrei nu era pe conturile companiei. Situația era foarte tristă. Firma cheltuise recent bani pe achiziționarea de echipamente și materiale pentru producție, de asemenea, plătise salariile angajaților. Conturile erau practic goale. Tot ce rămânea de făcut era să vândă activele. Andrei stătea stupefiat în birou, i s-a raportat că a venit cineva să-l vadă. A spus să intre. Un bărbat cu un portofel a intrat și l-a salutat. Andrei i-a răspuns la salut și l-a întrebat cine este și ce dorește. Sunt reprezentantul companiei Z, concurentul dumneavoastră direct. Ah, acum înțeleg. Deci acestea sunt trucurile dumneavoastră legate de ședința de judecată. Andrei, voi fi scurt. Conducerea noastră are mare nevoie de falimentul companiei dumneavoastră, și sunt gata să meargă până la capăt, dacă înțelegeți la ce mă refer. Încă două, trei astfel de procese și de la compania dumneavoastră nu va mai rămâne nimic. Dar conducerea mea are o ofertă pentru dumneavoastră. Vi se va plăti o anumită sumă. Omul i-a arătat cifra pe ecranul smartphone-ului său. Iar angajații dumneavoastră vor fi transferați la noi. Li se vor oferi locuri demne și salarii bune. După ce vom prelua piața, vom deschide noi capacități și avem nevoie de oameni. Iar echipamentele, atelierele, activele le puteți vinde și câștiga în plus. Andrei era șocat de astfel de declarații. Și-a adunat forțele și a spus brusc: Voi discuta asta doar cu directorul dumneavoastră. Să-și adune curajul și să vorbească cu mine. Atunci vom decide totul. Bine, iată contactul său. Reprezentantul i-a întins o carte de vizită. Andrei a sunat imediat după plecarea omului. La telefon a răspuns fondatorul întreprinderii concurente. A stabilit o întâlnire într-un restaurant prestigios. Andrei a mers acolo singur. Ei au vorbit mult timp cu directorul întreprinderii concurente. Au discutat problemele industriei, oportunitățile de îmbunătățire și alte nuanțe. În cele din urmă, fondatorul, să-l numim domnul să, a propus: Înțelegeți foarte bine industria. Poate, după faliment, veniți la mine ca director general. Mulțumesc, domnule să, dacă plătiți suma menționată, mă voi retrage la pensie. Ei bine, cum știți, dar păcat. Nu v-aș fi jignit cu bani. Da, deja vreau să trăiesc în liniște. Să mă odihnesc. Poate îmi iau o casă de vară să mă ocup de grădinărit acolo. Domnul s-a râs. Ei și-au luat rămas bun. Andrei a plecat acasă. În noaptea aceea a dormit fără griji. Toate deciziile fuseseră deja luate, rămânea doar să înceapă procedura de faliment a firmei. O serie de ghinioane. Într-o zi, Vlad a venit acasă de la muncă. Acolo ar fi trebuit să-l aștepte Natalia. Dar când a intrat în apartament, l-a văzut și pe Andrei. Vlad a salutat. Bună ziua, avem astăzi o sărbătoare. Nu, eu deja plec. Trebuia să vorbesc cu Natalia despre lucru, a spus Andrei. Poate stați puțin mai mult cu noi, a întrebat Vlad. Era incomod pentru el că socrul pleacă imediat după sosirea lui. Nu trebuie să merg, am încă multe de făcut. Andrei a plecat. Natalia i-a povestit totul soțului. Dar asta nu era principalul. Fata a spus că tatăl ei a avertizat-o despre posibilă vânzare a apartamentului în care locuiesc. Și ce vom face noi după aceea? Vom închiria o locuință, tu ai fost gata pentru asta înainte. Vlad a tăcut gânditor. Natalia îl liniștea, spunea că poate totul va fi bine. Între timp, Andrei a început procedura de faliment a companiei. Înainte de asta, el a vândut mai mult de jumătate din active pentru a se achita de proces. Restul activelor au mers pentru a stinge datoriile față de creditorii și parteneri de afaceri. El avea totul sub control. Ca un manager iscusit, Andrei nu cheltuia bani inutil, încerca să achiziționeze și să păstreze mai mult. De aceea, după ce s-a achitat de datoriile partenerilor, încă mai rămâneau bani. El a acordat bonusuri angajaților. Ei au fost dezamăgiți când au început să înțeleagă ce se întâmplă. Natalia era de asemenea îngrijorată pentru tatăl ei. Dar fata nu știa că seria de noroc abia începea să se accelereze. Curând, problemele au început și pentru Vlad. Un coleg a încercat să-l saboteze din invidie. Doar printr-un miracol Vlad a reușit să-i demonstreze șefului că acuzațiile împotriva lui erau calomnii. I-a fost de mare ajutor Svelana, care l-a susținut. Când directorul și-a dat seama de greșeala sa, și-a cerut scuze față de Vlad. Dar rămânea un gust amar în sufletul lui. El a simțit parțial aceeași senzație pe care o avusese după concedierea de la locul de muncă anterior. Acolo el de asemenea dedicase an dezvoltării software-ului companiei și optimizării proceselor de afaceri. Și apoi, într-o zi frumoasă, sub un pretext plauibil, a fost concediat. Vlad ar fi putut lupta, legea era de partea lui. Dar care era sensul dacă relațiile inițiale, după aceea, nu ar fi fost niciodată aceleași? I-ar fi pus piedici, l-ar fi încărcat cu muncă în plus și ar fi creat condiții în care el însuși ar fi scris o cerere de demisie. De ce să-și piardă timpul? Vlada a început să se răstească la Natalia. Odată, în timpul unei certe, a spus, tatăl tău acum a dat faliment. De ce mai ești necesară acum să răntoacă? Natalia voia să răspundă, dar din surprindere i-a fost tăiat respirația. Tot ce a putut face a fost să cadă pe canapea și să înceapă să plângă. Vlad s-a dus la bucătărie. Acolo în bar stăteau băuturi alcoolice. A băut un pahar de coniac, s-a așezat la masă și și-a cuprins capul cu mâinile. Natalia plângea încet pe canapea în cameră. Pentru soți au început schimbări nefericite. Vlad venea de la muncă iritat. Se răstea la Natalia, o umilea spunea că acum banii tatălui ei nu mai înseamnă nimic. Pentru că nu mai sunt. Într-o zi frumoasă, Natalia a sunat o prietenă și a cerut o întâlnire. Au mers într-un bar, au băut câte un pahar de cocktail. Natalia i-a povestit despre soarta ei grea. Iulia a susținut-o pe prietena ei. După ce a venit acasă, Vlad a făcut un scandal. În procesul de faliment al firmei lui Andrei au fost aduse încă două pretenții. Pentru a se achita de ele erau necesari bani. Apartamentul în care locuiau Natalia și Vlad era un activ convenabil. Odată, Andrei l-a cumpărat tocmai pentru un astfel de caz. El le-a propus tinerilor căsătoriți să se mute temporar într-o locuință închiriată. Eu vă voi închiria apartamentul, iar când totul se va liniști, vom cumpăra unul nou. Nu este necesar, a răspuns Vlad. Eu voi închiria un apartament. Este totul în regulă. Da, ca întotdeauna. Da, a confirmat uscat Natalia. Bine, dacă va fi nevoie de ajutor, apelați. Andrei a plecat. Vlad s-a ocupat de căutarea unei locuințe închiriate. În decurs de o săptămână, soții s-au mutat într-un apartament închiriat. Vlad o umilea constant pe Natalia, o numea să răntoacă, incapabilă de nimic altceva decât să trăiască pe banii tatălui său. La câteva luni după astfel de umilințe, fata a depus actele de divorț. Ei bine, și Valentina, probabil, haha sau deja și-a găsit pe cineva, a strigat Vlad disperat. Evenimentele au evoluat rapid de aici. Vlad și Natalia au divorțat. Fata s-a mutat înapoi la tatăl său în apartament. Vlad s-a mutat să trăiască cu Svelana. Ea era în extaz de fericire. Se comporta cu mare grijă în jurul lui Vlad. Dacă el nu era dispus să vorbească, nici ea nu-l băga în seamă cu întrebări. Viața merge înainte. Andrei nu și-a pierdut curajul. A finalizat falimentul companiei și a strâns economiile. O parte din banii a investit în diverse active, iar cu o parte din ei a construit o mică fabrică de ambalaje și pachete. Printre clienții săi s-a numărat și compania domnului să, cum se spune, minunile se întâmplă. La început, fabricuța nu aducea venituri mari. Primele șase luni și-a stabilit producția. A achiziționat echipamente. Andrei cheltuia mai mult decât câștiga. Profitul era aproape inexistent, dar de îndată ce a obținut câteva comenzi permanente, întreprinderea a început să crească. Pentru a extinde gama de produse, Andrei a investit bani în achiziționarea unei linii suplimentare de producție. Avea reziduurile din producție. Era plastic și carton. El a organizat livrarea acestor reziduri la o fabrică de reciclare a deșeurilor. Această activitate a adus venituri suplimentare, deși mici. După un an de activitate, întreprinderea a început să fie profitabilă. Numărul angajaților ajunsese la 17 persoane. Andrei a decis să nu se oprească aici. A angajat un manager suplimentar de vânzări. În patru luni, baza sa de clienți s-a mărit de una și jumătate ori. Compania lui Andrei a obținut un client major. Ca manager, el înțelegea că sunt necesare rezerve financiare. De aceea a cumpărat imediat două active. Era un imobil și un mic portal de internet care aducea un venit de câteva sute de mii pe lună. Structura financiară a lui Andrei a început să crească treptat. După un an, întreprinderea sa a devenit una dintre liderii industriei. Avea doi concurenți importanți. Natalia era fericită. Nu s-a măritat, dar era foarte mândră de tatăl ei. El nu și-a pierdut curajul. Doar glumea uneori cu Natalia că nu ar strica să nască măcar un nepot, ca să fie cu lăsa averea dobândită prin muncă grea. Natalia râdea în răspuns și spunea că imediat ce își va întâlni prințul, va reveni la subiectul nepoților. Întâlnire neașteptată Într-o zi Vlad s-a dus la mol pentru cumpărături. Acolo a dat neașteptat peste Natalia care se plimba prin magazine. Să stăm la o cafea, a propus el bine, spre surprinderea ei, fata a acceptat. Au luat loc la o masă, au comandat mâncare. Vlad i-a povestit cum stau lucrurile la serviciu pentru el, a automatizat complet producția, ține situația sub control. Directorul i-a mărit salariul după ce l-a subminat pe colegul său neserios. Acel coleg a fost curând concediat, suspectat de furtul proprietății întreprinderii. Acum Vlad avea sub comandă 12 persoane. Departamentul său s-a mărit. Directorul a promis că dacă se va deschide o nouă linie de producție, este posibil ca în loc de un departament să se facă un departament. Felicitări, ai perspective bune, a spus Natalia. Și tu cum stai? Te-ai măritat ca Andrei. Tata și-a organizat o nouă afacere. Acum are o fabrică de ambalaje și pachete. Andrei, un om de afaceri priceput, nu s-a pierdut. Da, el este așa, Poate ar trebui să începem totul de la capăt. Dar care e rostul? Ai o nouă iubită, uneori vă văd împreună. Mie îmi este mai liniștită singură. Tata, dacă e nevoie, mă ajută. Doar în spatele lui știu să mă ascund, așa cum ai spus tu atunci. Iartă-mă! Am greșit. Circumstanțele vieții atunci m-au enervat foarte serios, nu am putut să mă abțin. Lasă, Vlad, eu înțeleg totul. În parte, cuvintele tale au fost adevărul. Tatăl mi-a creat o copilărie fericită, iar după moartea mamei a început să aibă și mai multă grijă de mine. Nici măcar nu vedeam greutățile. Am crescut în condiții de seră. Când l-am întrebat cum de firma a dat faliment atât de repede, pentru că doar ieri am fost acolo și totul era în regulă, și apoi deodată totul s-a prăbușit, atunci tata mi-a spus că nu m-a trimis acasă în weekenduri fără motiv. În acele timpuri au avut loc toate reglările de conturi, negocierile serioase. Pregătirea pentru procesul juridic. Am fost pur și simplu șocată. El a avut atâta grijă de mine, a făcut totul ca să nu văd și să nu știu nimic inutil. Doar că se plânge că încă nu are nepoți. Natalia a zâmbit. Da, nepoții cu siguranță nu i-ar fi stricat. De la un astfel de bunic ar avea multe de învățat, a spus Vlad. Vlad și Natalia au mai vorbit aproximativ o oră. Apoi fata a spus că trebuie să plece. Vlad a încercat să o convingă să se întoarcă de câteva ori, dar fata nu a fost de acord. Nu mai era atât de supărată pentru umilințele suportate. Brusc a înțeles că nu ar vrea să continue relația cu Vlad. Poate Natalia și-a construit iluzii despre tânărul bărbat. Dar când au apărut dificultăți în viața reală, ea a văzut adevăratele trăsături ale caracterului său. Și atunci a înțeles că drumurile lor se despart. Vlad regreta că a umilit o pe Natalia. Ei au continuat să corespondeze pe site-ul de întâlniri. Ironia sorții, site-ul pe care a început comunicarea lor a devenit singurul loc unde Natalia și Vlad schimbau știri. Svetlanaa știa despre această comunicare. Vlad i-a spus totul, chiar i-a arătat uneori corespondența. El a recunoscut că a încercat să o convingă pe Natalia să se întoarcă. Dar ea nu va dori niciodată să reia relația. Svela s-a liniștit în această privință. În curând, ea și Vlad au avut un fiu. Tinerii părinți erau fericiți. Desigur, viața într-un apartament închiriat era diferită de condițiile pe care le-a creat cândva tatăl Nataliei pentru ei dar Vlad era răbdător. El a învățat din situația creată și acum nu se mai certa cu noua soție pentru lucruri mărunte. Vlad se întâlnea uneori cu prietenii Nataliei. De câteva ori, toți împreună, inclusiv Svelana, au mers în club. Tinerii aveau o plăcere să simtă că nu au ce să-și ascundă unul altuia. Toți știau totul despre toți, ca și cum s-ar cunoaște toată viața. Această deschidere le permitea să se bucure de plenitudinea vieții. Nu era nevoie să ascundă ceva unul de altul sau să aștepte o situație în care va trebui să se explice. Natalia deja uitase de ofensele aduse de Vlad. Ei s-au împrietenit cu Irina, prima iubită a lui Vlad. Natalia s-a angajat la firma tatălui ei. Când el a angajat-o, i-a spus, ei bine, Natalia, unde veți fugi de mine? Asta e tu, unde vei fugi de mine, Andrei? și cine va avea grijă de tine în afară de propria fiică? Exact a fost de acord bărbatul în afară de tine, nu am pe nimeni mai apropiat și mai drag. Andrei a îmbrățișat-o strâns pe fiică. Pe de o parte, îi părea rău că Natalia nu avea relații de familie reușite. Dar el înțelegea că așa e viața, poate fi orice. Bărbatul era gata să-și sprijine fiica, să vină în ajutor în orice situație. Natalia în curând a întâlnit un tânăr și au avut un copil. Andrei s-a întinerit cu 10 ani. Într-o zi, Vlad și Svelana se plimbau prin parc și l-au văzut pe el cu căruciorul. Vlad nu a putut să reziste, s-a apropiat, a salutat. Ce băiat mare, a spus el da, va crește un băiat bun. În sfârșit, ați așteptat un nepot. Și nu spune, Vlad, sunt deja un bărbat nu atât de tânăr. Cineva trebuie să preia experiența. Ei bine, acum aveți un ajutor și o mână dreaptă. Bărbații au râs. Andrei l-a întrebat pe Vlad despre viața lui. Acesta i-a povestit că și el a avut un fiu. Vă rog să mă iertați dacă v-am ofensat vreodată, a spus Vlad. Lasă, totul e bine. În viață se întâmplă de toate, nu lua în cap, a răspuns Andrei. Vlad a regretat de câteva ori că s-a despărțit astfel de Natalia. El nu numai că regreta despărțirea, ci era rușine pentru umilințele pe care le adusese fetei. Dar nici ea, nici tatăl ei nu au fost supărați. Toți participanții la evenimente au reușit să depășească dificultățile, deși nu fără pierderi. Viața mergea mai departe.